Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu. Într-o sau la o manifestare de tradiție, spunem noi, Sadoveniana 2015. E în obiceiul bibliotecii ca să-l readucă în actualitate pe Sadoveanu, un Sadoveanu care trăiește în conștiința neamului precum istoria, cu suișuri și coborâșuri. Mi-amintesc că în urmă cu vreo 15 ani, tot la o sadoveniană, eram aici adunați în aceeași sală cu Polă și aflam toți stupefiați că murise unul din criticii importanți ai României, Laurențiu Ulici, și mereu asociez plecarea lui Laurențiu Ulici de momentul sadoveanu. E, sigur, o alipire care ține de două momente diferite. Apropo de Laurențiu Ulici, și el ar trebui recuperat în bibliotecă, mai ales că a fost foarte bine legat de spațiul neamțului prin câteva lucruri definitorii, legat de teatru, legat de bibliotecă, legat de generația scriitoricească din neamț, așa că promit o recuperare a lui Laurențiu Ulici în perspectivă. Sadoveniana 2015. Ne-am gândit, ne-am uitat în peisajul literar românesc și am ținut să aducem la Piatra Neamț, astăzi, două personalități, doi oameni conectați la ceea ce înseamnă sadoveanu, doi oameni care vin cu contribuții speciale la acest moment. E vorba de doctor Constantin Cristian Bleotu, de la București, care lucrează la România Culturală și care recent a publicat o lucrare de doctorat, Personajul sadovenian, tipologie și evoluție stilistică. Ne face mare bucurie să îl avem invitat astăzi, în condițiile în care prea credem la un moment dat că s-a spus totul despre sadoveanu. Ei, nu, nu s-a spus totul. E prea mare, prea important, prea extins, prea profund, prea al nostru, ca să putem să-l epuizăm. Dincolo de asta apar generații de noi, care fiecare îl citește în felul său. Pentru că fiecare generație își asumă un Mihail Sadoveanu al său propriu. De asemenea, un om care este conectat la fenomenul sadoveanu, atât prin originile sale, cât și prin opera ulterioară, este profesor universitar dr. Constantin Dram de la Iași. Unul dintre cei mai importanti specialiști și cititori, zicem, ai lui Mihail Sadoveanu. Domnul Constantin Cristian Bleotu a venit cu o surpriză, dincolo de cartea pe care ne oferă, lucrând la Radio România Cultural, ne-a adus din fonoteca de aur a radioului vocea lui Sadoveanu, dar dincolo de asta și alte contribuții legate de Sadoveanu. Îl rugăm pe domnul Bleotu să preia cuvântul și să ne vorbească despre prezența lui Sadoveanu în Arhiva de Aur. Patrimoniul sonor al Societății Române de Radiodifuziune este pe drept cuvânt unul inestimabil. În cei 87 de ani de existență, radioul public a tezaurizat în fonoteca sa mii de voci, zeci de mii de emisiuni, ce însumează mai multe milioane de minute difuzate în eter. Păstrate până de curând pe bandă magnetică, iar acum pe CD-uri, minidiscuri, ori stick-uri, toate aceste înregistrări rostesc împreună și în felul lor povestea devenirii noastre culturale, spirituale, ca popor. Iar separat, fiecare emisiune mai veche ori mai nouă decupează o secvență anume a prefacerilor într-o duh și cunoaștere a scriitorului, omului de știință, cărturarului sau artistului invitat la microfon, de generațiile succesive de oameni de radio. Într-o lume mânată astăzi spre globalizare și de biciul mercantilismului miop, dacă nu orb de-a binelea, mă întreb și vă întreb, chiar putem prețălui interpretările maiastre ale lui George Enescu, lectura inconfundabilă din Eminescu a lui George Vraca, demonstrațiile sclipitoare ale lui Grigore Moisil? Sau, pentru că suntem la Sadoveniana, vă întreb,
de la cât să pornească licitația pentru jumătate de jumătate de minut în care Mihail Sadoveanu făcea la microfon elogiul lui Ile Caragiale în anul de grație al centenarului nașterii marelui nostru dramaturg. De aceea afirm că, pe drept cuvânt, este inestimabil acest tezaur, mai ales în încăperea cea mai de preț pe care am numit-o Fonoteca de Aur. E adevărat, e și multă scorie în depozitele cu fonograme, pentru că din cei 87 de ani cât s-a împlinit de curând Societatea Română de Radiodifuziune, fix jumătate au fost vitregiți de regimul comunist. Mihail Sadoveanu, tocmai în această perioadă, a fost invitat la microfonul emisiunilor radiofonice. Și, ascultând acum pe îndelete tot ceea ce benzile de magnetofon au păstrat în dreptul vocii sale, putem ușor alcătui un capitol mic, dar sugestiv, din cuprinsul acestei istorii adeverinii noastre culturale, politice, morale. Ar avea multe de aflat, nu doar literatul, ci și istoricul, politologul, sociologul, dacă ar fi interesat. Înainte de a argumenta, să fac precizarea necesară că și în cazul lui Mihail Sadoveanu, Fonoteca Radioului Public ordonează înregistrările astfel. Emisiuni cu vocea lui Mihail Sadoveanu și emisiuni consacrate marelui povestitor și scrierilor sale. În comunicarea mea voi face referiri și ilustrări atât la unele cât și la celelalte. Și pentru că într-un demers ca acesta, rigoarea analitică e la fel de necesară pe cât trebuie să fie cuprinderea sintetică, voi preciza că în privința înregistrărilor cu vocea lui Sadoveanu, acestea se grupează astfel. Lecturi 1. Lecturi din propria operă. 2. Lecturi din scrierile altor autori. 3. Omagieri ale unor înaintași celebri. 4. Cuvântări oficiale rostite cu diverse prilejuri. Onorându-mă dumneavoastră cu invitația de a participa la Sadoveniana, pe care o organizați astăzi aici, la Piatra Neamț, m-am gândit să vă răsplătesc gestul frumos, oferindu-vă pe lângă informații sigure, verificate despre prezența lui Sadoveanu în Fonoteca de Aur a radioului și câteva înregistrări. Am procedat metodic, așadar, lecturile din propria operă nu sunt foarte numeroase. Mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți. Nada Florilor, Povestile de la Bradul Strâmb, Frații Jdere, Județul Sărmanilor, Povești Vechi, Popa Slapa Moldovei, Vama de la Eiu și așa mai departe, Baltagul. Pe unele poate le-ați auzit de-a lungul anilor, oferite în cadrul emisiunilor pe care le realizăm. Eu m-am oprit la o înregistrare mai rară, dar integrală a unei povestiri scrise în anul, atenție, 1946. Această povestire a apărut în Fantazii răsăritene, volum integral reizbutit estetic. Așadar, nu doar cu Nicoară Potcoavă se salvează Sadoveanu după 1944, ci și cu alte scrieri, așa cum am încercat să evidențiez în cartea mea, despre care am înțeles că se va vorbi și aici. Dar să ne delectăm acum cu această minunată și veți remarca foarte, foarte actuală povestire a lui Sadoveanu. Vama de la Eiu, vă rog. Am să vă spun o poveste. O poveste e adevărul cel mai adevărat. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Numai că povestea asta nu e din vremea când se pot avea poezie. E din zilele noastre și dintr-o țară cunoscută. S-ar putea întâmpla la noi. Dar stăpânii adevărul și numai lui mă închin. Adevărul ne face să afirmăm că locul e la mărită cetate Țarigrad, căreia îi se spune azi Istanbul, iar omul e un turc cu numele Aliu. Acest turc era un om de treabă și bun gospodar. Însă ar fi dorit să fie mai puțin sărac. Ca să poată trăi și el mai ușor în aceste zile grele și măcar din vinere în vinere să se bucure de huzur și chef. Cum să se bucure dacă nu are cu ce? În toate părțile vedeam bogățiți de război și șperțari care se uitau la el de sus. S-ar cuveni altă soartă unui om ca el, drept credincios și următor al rânduierii profetului. Cu tertipuri și minciuni nu se cuvine. Viața nu vrea să-și o prihănească.
Fără îndoială că nu numai iaurii și necinstiții, ci și moslemii adevărați au dreptul la bucurie. Dovadă că uneori și drept credincioșii dobândesc bunuri în această viață, fie într-o slujbă la înaltă parte, fie cu negustorii. Până ce cunoaște mijlocul să ajungă vizir, bine ar fi să încerce un alișgăriș. Să plimbă prin sate în acele zile ale primăverii, când îi vine să asemenea gând bun, să uită aici, să uită colea, culege o floare, bea apă la o ceșme, au sosit stârci cu moți în livezele cu migdale înfloriți de la Balăclă. Trec zilele Ramazanului și bine mi-ar prie prietenii Hagi Becâr să fac un bairam bun cu muierea mea. Eu zic să caut o marfă cu preț potrivit, urmă să o vând cu bun câștig la cetatea împărăției. Azi vând un fel de marfă, mâine altul, încet, încet negustoria sporește și ajutând și Allah, voi avea și eu parte de mulțumire ce mi se cuvine. Zis și făcut. Ies la plimbare pe o zi a unii cu cernea pe răzea, găsește cu preț potrivit în sat la o babă găile aruții 300 de ouă. Le așează într-un coș, saltă coșul deasupra turbanului și hai, îndărând pe nas o mane, intră la Istanbul. Cum intră de la Siliului de acum? Nu face o sumă de pași pe caldărâmul curății și mă urește un lucru cu ochii împruntați și cu de sac la șofă. Stai pe ce duce acolo? Ari se oprește. Tu 300 de ouă. Pentru îndestularea ta, ori pentru negoți? Ba pentru negoți. Apoi fie îndestularea ta, fie negoți, tot atât. Eu sunt taxul, da. Dacă vrei să treci mai departe, plătești. Eu nu vreau să știu de taxul, da. Nu știi tu, dar știu eu. Duc niște ouă, brea ta. Le-am plătit cinstit, sunt animele. Cine ce are cu mine? Am eu, bre, plătește taxa și treci. Dar dacă nu vreau și mă întorc înapoi și nu mai poftesc să fac negoț, nici asta nu se poate. Ești aici? Gata. Dar dacă nu am parare? E, nu e nimica. Ne alcătui roi și fără parare. Dai ouă. Bine, să-ți lepă două, trei ouă și dăm drumul să mă duc la negoțul meu. Tu zici două, trei, eu zic 10-20. Ama, drept credincios ești tu, ori gheaul. Ba, drept credincios. La, la, hi, la, la. Și nu ți-e milă de un frate al tău. Ba, mi-e milă, drept aceea, să nu mai lungim vorba, dă 10 ouă și treci. Ali se scarpină la tâmplă, cuget un timp, apoi își mângâie barba și se potărește. Privește în jurul la grădinile înflorite, aude cucul cântându-i de noroc în dreapta. Numărul slujitorului orășenesc 10 ouă și-și apurcă iar coșul în creștetul capului. Oftează. Fii. Dacă e taxul, dar n-are ce-i face. Are și stăpânirea oamenii și cheltuielile ei. Cum pășește în altă uliță, alt glas, mai gros de cel de tăi. Stai pe loc, turcule, plătește taxa. Ba nu este taxa, am plătit-o și acum să slopă. Fă-i bine și cere altora, mie însă nu. Ai plătit? N-aș crede. Pe barba mea că am plătit. Unde? În ulița întâia, cum cotește, de la Silivrica, pu în mâna dreaptă. A, da, se poate, acolo e taxăldară de la Mahalaua întâia, aici e Mahalaua a doua, nu mai lungi vorba. Dacă nu dai, te pun la popreală. Acolo cât ai plătit? 10 ouă. Prea bine, numărăm și mie tot atâtea și slobodiești ca guguștiu cu cel de pe moschee. Și cu asta am isprăvit? Isprăvit, nu mai am nimic cu tine. Mergi sănătos. Aliu oftează și își mai ușurează cu 10 ouă panelul. Să vedem. Gata să fie mai culoare în minte. Nu-i potrivit să ducă panelul în crește, de-l vede oricine din celălalt capăt de uliță. Îl ia la subsoară și-l șembălește cu un capăt de halat. Stai pe loc, bre, turcule, îi strigă în curând al treilea slujbaș. Ce aduci acolo pe făriș? E lucru tău sau ai dobândit ceva cu putere de la un gheaur ticălos? Dacă e de la gheaur, îmi dai mie parte dreaptă, jumătate și jumătate. Dacă e lucru tău, mă mulțumesc și cu taxul dare. Aman, să vai de negustorul nostru. Cu ce am plătit până acum, dormeam și mâncam 3 zile la Gheorghanei.
Dacă îți mai dau și ții ceva de gustorie, abia e ca și cum nici n-ar fi. Abia îmi rămâne cu ce să scot banii pe care i-am vândut în mar. De 3 ori taxă. Asta nu s-a mai auzit în țara noastră decât țin eu minte. E ce să faci, turcule, rânduială nouă, plătești. Dacă îți dau și ții 10 ouă, rămân în pagul. Ia vaș, nu te supăra prea, plătește 8 și 300 pe geor până nu vine tovarșul meu. Să nu spui că nu sunt milostiv. Aline Guțător l-a văzut negru înainte ochilor, dar n-a avut ce face. A plătit, a trecut și de la oara asta a învățat a se mișca altfel. A străbătut altă uliță ca în bătaie de vânt, n-a mai ascultat răcnetele care îl prigoneau, a trecut printr-un median acolo. N-a avut ce face, l-a oprit între scări 2 călăreți. Bietul neguțător n-a mai spus nimica, a înțeles care e soarta și le-a pus în mână câte 3 ouă. S-a furișat apoi către podul cel mare peste colonul de aur, către Emin Nu. Acolo stau alți slujitori pentru vama podului. Metalic, strigă vameșul. Taxim, adaugă altă barbă zbrelită. Atunci el s-a oprit dintr-o dată, însemnat. A făcut 2 pași spre barmaclicul podului, s-a uitat la niște ceamuri și la niște lebede, s-a uitat, nu-i mai păsat de nimic, parcă toate erau trandafirii pe lumea asta. S-a întors spre cei 2 oameni și le-a grăit cu blândeță. Știți ce e preor tacea? Știm, dacă ne-i spune, a răspuns vameșul podului. Deocamdată plătește dreptul meu. Știți ce? Eu vă dau ouăle ce mi-au mai rămas în paneri, îndestulați-vă și dați în pace. Ne-am înțeles? Înțeles, alt cuvânt mai bun nu se poate, să cunoaște că ești un șorpajiu bogat și cum se cade. Alinii a făcut celor 2 slujbași salutul cuvincios cu mâna la inimă, la gură și la frunte și ușurat de orice năcans s-a întors din drum și a luat-o către ei iub, fluierând un cântec. Așa e viața. Urâtă-i bre viața, mai bine cu morții decât cu vii, cum se spune în psalmele Sultan Daud. Cum mergea așa bătând în dreapta și în stânga cu vârful toiagului, gunoaiele uliții? Ia ca un alai de mormântare, suind spre grădina cu chiparoșa a veșniciei. Oameni mulți în mormântarea unui fericit al lumii. Numai Allah e Dumnezeu, vorba iluminat deodată Ali, iar Mahomet e prorocul. Stați, oameni buni și fraților! Răcnește el așezându-se crăcănat în mijlocul uliței și ridicând bățul. Pe aici nu se trece! Alaia se oprește. Cum? Ce este? Despre ce e vorba? Întreabă unii și alții îmbulzându-se. Pe aici nu se trece fără vamă! Răspunde cu liniște Ali. Plătiți și poftim drumul deschis. Vamă pentru morți? De așa ceva nu s-a auzit niciodată. Ieri nu s-a plătit nimic. Ieri nu? Astăzi da! Nu vreau să stau de vorbă. Poftez să văd parale. Cât? Puțin, 1 liră. Bine, să-i dăm 1 liră, zic rudele mortului fără supărare. Dacă e așa rânduială, ne supunem. Afacerea noastră e cheltuială multă. Unde o mers mie, meargă și 100. Poftim 1 liră. Mulțumim, sabala e rusul, slobă de trecere. Ali primește lira și se închide cerului de perzea. Oricum viața nu e chiar așa de rea cum se părea acum un ceas. Să ne cinchim aici, la marginea drumului, să ne vădinim și să deschidem o neguțătorie mai bună. Murmurăm o rugăciune către Domnul Dumnezeu, care le are grijă de credincioșii săi. Mai moțăim un sfert de ceas. Alta la ai de îngropăciune. Ne ridicăm iar și facem semn de oprire cu tăierul. Stați! Nu-i voie de trecere, taxă-l darăm. Cum? Parcă am mai auzit noi de una ca asta. Cât? 1 liră? Ei, dacă s-a făcut rânduială nouă, să plătim și să trecem. Poftim lira. Mulțumim domnilor voastre. Plăcută negustorie pe vreme lină și îndulceața primăverii. Dar ce facem când dau ploile cu mezări prelungite? Hai să punem stăpânirii pe șandramaua asta goală de marginea uliței. Este și masă. De seară ne repezim până la Biuiuc și Arșii și cumpărăm un tărfelou ca să ținem socotelile. Tot de acolo, de la un armean, cunoștința noastră, cumpărăm și o tablă veche scrisă cu roșii, care a fost la o dregătorie. Punem tabla deasupra ușii,
sub semnele ei stăm noi cu cinste. Cred că în asemenea timp putem agonisi banii de Bayram, după care suspinăm de atâta vreme. Are să se bucure și Sofie Hanăm de Ferezea Nou. Peste 3 zile, afacerea lui Ali s-a aflat bine în sisteme împărătești, masă, terfeloc și toiac cu bombă de alarm. Stați! Taxăm! Toată lumea plătește. În ziua așa se împărtășează alai unui vizir care se strămute de lumea asta așa de fapt. Cum? Alai de vizir? Nu e face! La poarta morții nimeni pentru nimeni deosebire. Să plătească și acesta taxă, nu doar treaba surbe lui, zeci de lire. Iese înainte ceilalți vizirei care se uită la alii în înfățășare cu privață, pare un galot, masă, asta e mama țintenimului ei, de când? Pregători suntem și noi și nu cunoaștem. N-ați cunoscut, însă este precum se vede. Am să vă spun povestea când veți bine voi să mă ascultați. Deocamdată dați poruncă să se plătească ca să poată trece cinstitul de zir de la chirii la veșnicii. Bine, să se plătească și vedem noi pe urmă cum e pricina. După ce s-au întors din grădina aceea janică de la ei, vizirii au ascultat povestea lui Ali și n-a putea spune că nu le-a plăcut povestea. Și ne zice bine, mă refer, a întrebat cel mai mare dintre întrebători zâmbind. Slavă la Allah, plătește. Lumea plătește, plătește. De ce să nu plătească? Aferim atunci, rămâne bună afacerea și strimit. Chiar ați filmat, pui la o parte dreptul stăpânirii. Dar cum, cum nu? Și dacă vrea Allah, voi mai gândi și la alții astfel s-a întemeiat la Istanbul, vama celelalte lucruri. Trecem la lecturile din opera altor scriitori pe care le-a făcut Sadoveanu la microfon. Ei bine, doar la 2 mari înaintași ai săi, Creangă și Eminescu, s-a oprit autorul pe care îl sărbătorim astăzi. Din Creangă a ales fragmentele amintirilor din copilărie, iar la Eminescu a zăbovit mai îndelung asupra poeziilor, Revedere, Sara pe deal, Pe lângă plopii fără soț, când amintirile, Luceafărul, acestea sunt cele mai cunoscute. Să-i ascultăm acum inconfundabila voce, modulându-se din Eminescu. Eu zic Pe lângă plopii fără soț, că este mai scurtă. Pe plopii fără soț adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață s-am fi dat, o zi mi-era de ajuns. O oră să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să ascult de glasul gurii mici o oră și să mă. Dându-mi din ochiul tău să vin o rază din adins, în calea timpilor ce vin o stea s-ar fi aprins, ai fi trăit în veci de veci și rânduri de vieți, cu ale tale brață reci în mărmureai măreți, un chip de-a păruri adorat, cum nu mai au perechi acele zine ce străbat din timpurile vechi. Căci te iubeam cu ochi păgâni și plini de suferinți ce mi lăsară din bătrân părinții, din părinți. Azi nici măcar îmi pare rău că trec cu mult mai rar, că cu tristețe capul tău se-ntoarce în zadar, căci azi vezi semeni tuturor la umbră și la port și te privesc nepăsător cu un rece ochi de mort. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candră s-a prins iubirii pe pământ. Tot la Eminescu m-am oprit și la cea de-a treia secțiune a omagierii unor mari spirite cu care Sadoveanu s-a simțit afin. Cum știți foarte bine, Neculce, Creangă și Eminescu au fost zeii la care s-a închinat autorul Divanului Persian întreaga sa viață. Materialul Sorom a luptat după el nu este, nu știu de ce, nu-i niciun fel de problemă, o să-l ascultăm pe următorul.
Cea din urmă secvență distinctă cu vocea sa dă seama de omul sadoveanu, care, după 1944, s-a implicat politic, pătându-și pentru vecie conduita etică. Cuvântarea sa de deschidere la Congresul Intelectualilor pentru Pace din 1949, cuvântarea la decorarea domnului Petru Groza la aniversarea 70 de ani din 1954, cuvântarea la sosirea în România vicepreședintului Indiei din iunie 1956, sunt ilustrări sonore care se alătură lamentabilelor sale scrieri literare din epoca senectuții. Și le știți bine unii dintre dumneavoastră, alții le-ați uitat, Păuna Mică, Nada Florilor, Cronți de Fier, Mitrea Cocor și alte câteva doar. Totuși, eu am ales o cuvântare care să nu vă jignească timpanul și care să nu-i aducă astăzi, la aniversare, o scădere lui Sadoveanu. E răspunsul său la omagierea din ședința publică a Academiei Române, reunită în ziua când Sadoveanu împlinea 80 de ani. O înregistrare din noiembrie 1960. Sau când stau în noi noaptea întreagă, nu vreau să spuneți cât de... Dacă toții s-a spus așa de frumos, și de atingătoare spre lucrarea mea este expresia unor adevăruri. Dacă am izbutit să dau ceva valabil neamului meu, apoi toate laudele pe care le primesc cu recunoștință, vreau să le întorc umilințelor și ofensațelor vieții a celor care s-au petrecut ca frunzele și frunzele anotimpurilor și care totuși ne-au transmis depozitul sufletului lor, ca să-l pun în fața lumii nouă, mărturie pentru nedreptatea imensă pe care o suferit și pentru crima săvârșită asupra lor de către asupritori. În credințarea mea că acest popor este cuvintat de laude de dumneavoastră, este desăvârșit și absolut. Eu nu sunt decât instrumentul durerii lor. Dacă am astăzi o bucurie, nu am pentru laudele și aduceți foilor pe care le-am înnegrit. Am bucuria că exprimând sufletul acestui popor, am putut ajunge la ceasul deznădirii lui. În partea a doua a comunicării mele, o scurtă trecere în revistă a emisiunilor din Fonoteca Radioului, consacrate operei celui pe care o agiem astăzi, aceasta mi s-a părut a fi totul necesar. Aici avem, 1. Lecturi ale unor mari actori din creația sadoveniană. 2. Comentarii, eseuri de istorie și critică literară, semnate de cele mai importante nume ale Breslei receptării critice. 3. Dramatizări radiofonice ale unor scrieri anume alese din proza sadoveniană. 4. Evocări ale omului făcute de cei ce l-au cunoscut îndeaproape. 5. Prezentarea edițiilor critice ale operei sadoveniene. 6. Descrieri ale caselor memoriale și locurilor bătute de pașii scriitori. 7. Chiar compoziții omagiale în versuri sau proză, ce au fost consacrate. Împreună toate aceste înregistrări dau seama de receptarea operei și de prețuirea scriitorului. Voi încheia comunicarea mea cu înregistrarea vocii celui mai strălucit, în opinia mea, reprezentant al criticii literare românești, divinul G. Călinescu, pronunțe în stilului caracteristic asupra originalității stilului și operei sadoveniene. Încheie aici aceste rânduri, făcându-vă mărturisirea onoarei și bucuriei de a fi astăzi aici împreună, pentru a cinsti un uriaș scriitor român, Mihail Sadoveanu. Vă mulțumesc! Aveți încredințarea că Mihail Sadoveanu e un mare poet al naturii. Îl așez alături, chiar mai presus de Chateaubriand. Îl socotesc ca pe unul dintre cei mai grandioși contemplatori ai frumuseților Universului din literatura de pretutindeni și de oricând. El vede și aude. Înaintea lui totul se mișcă și cântă sau stă în mișcare vibrantă. Pădurile îmbracă pământul în valuri, lacurile lucesc în fundul prăpăstilor, revărsările de ape, stucările, păcurișurile, preamătă de vietăți. Furtuna răspălește sălcile și îngrătește în ușul gărții.
Sadoveanu infinite, opera lui însăși pe o țară pe care o străbate mereu, cu indiză spre noarea vineritul ei. Mulțumim lui Cristian Glăltu pentru această evocare mai specială a lui Sadoveanu. Vocea lui Călinescu, la fel, este una total specială. Spunea, mi-amintesc tot așa dintr-o conferință a lui, vorbind despre Creangă, spunea calul lui Făt Frumos avea două viteze, ca vândul și ca gândul. O spunea tot Călinescu. Îi mulțumim domnului Blătu. Îl rugăm în continuare pe prietenul nostru, Constantin Dram, să ne introducă în alt palier al lui Sadoveanu, e vorba de umor și înțelepciune. Bună ziua tuturor! Mă bucur că ne reîntâlnim, o parte dintre dumneavoastră mă reîntâlnesc, cu alții poate mă văd prima dată, dar bucuria este aceeași. Am ales ca tema acestei mini-conferințe umorul și înțelepciunea sau umorul înțelepciunii și înțelepciunea umorului, pentru că de regulă despre umor la Sadoveanu se vorbește mai rar, deși chiar din prima înregistrare atât de deosebită, care făcea parte și din conferința mea și o să sar peste ea pentru că ați ascultat-o în interpretarea sadoveneană și nu are rost să o mai dublez, e vorba de Vama de la Eiup, care este una dintre bucățile cu totul remarcabile din volumul Fantazii Răsăritene și care, într-adevăr, cum atât de frumos a punctat domnul Constantin Blăutu, nu numai că îndreaptă, dar face chiar să fie uitate acele texte pe care le considerăm incriminabile din ultimii ani de viață și de creație ai lui Mihail Sadoveanu. Dar la o asemenea zi aniversară nu vorbim desigur decât despre lucrurile cu adevărat frumoase și care țin de artă. Spuneam deci despre umor și înțelepciune și îmi pregătisem inițial, dar o să sar peste această parte, îmi pregătisem și o anumită dezbatere a acelei disocieri între umor și comic, pentru că sunt două noțiuni care de multe ori sunt distincte, una ține de emițător, alta ține de receptor. Nu vom intra în asemenea disociere de operatoriu, pentru că nu e cazul. Dar fie că îi spunem umor, fie că îi spunem comic, tot spre aceeași zonă trimitem, de fapt. Ideea care aș vrea, de fapt, să o punctez, este aceea că Sadoveanu, chiar și atunci când este foarte grav, atinge una dintre liniile comicului, ca să vorbesc totuși în sensul de conceptului care este uzitat cel mai des, este acela de comic, umorul fiind o categorie a comicului, până la un punct, care impune obligatoriu adevăratul comic, impune o dimensiune și filozofică. Sadoveanu a simțit foarte puternic această dimensiune filozofică a comicului și el a integrat-o pe câteva paliere, nu o să intrăm în analiză stilistică, pentru că într-o asemenea tip de conferință, iarăși zic eu că nu e cazul, dar îmi permit totuși să spun că este vorba în principal de lexic, este vorba de selectarea unui anumit tip de lexic pe care Sadoveanu, care avea o ureche și un organ foarte puternic pentru interpretare filologică, el a avut și niște conferințe pe teme de filologie de-a lungul vieții sale, în aceste conferințe Sadoveanu, de fapt, explica ceea ce făcea el în operele sale, fiind atent la sonorități și mai cu seamă la modalități de interpretare a anumitor fapte de limbă și nu numai, ci și a faptelor care trimit spre parabolă, spre semnificația care duce în cele din urmă la înțelepciune. Pentru a exemplifica, fără să am, cred eu, vocea sadoveniană, dar măcar ca un descendent al său de pe Valea Moldovei, îmi permit să citesc textul respectiv. Face parte dintr-o operă sadoveniană scrisă în urmă la mulți ani, după Unirea cea Mare din 1918. E un umor inclus chiar în titlul acestei opere, care prezintă două personaje, tată și fiu, plecând din spațiul nemțean Bălțătești, către niște locuri foarte îndepărtate, spune autorul. Memoriile lui Cuconu Ilie Leu despre o călătorie în locuri depărtate, tocmai la Deva. Deva, care toți azi o știm că face parte din România,
Pe vremea aceea era un loc abia adus către România. Și în fragmentul care l-am ales este vorba despre urechea muzicală a naratorului care percepe cuvintele din acea zonă, care sunt cu totul stranii, pitorești și pline de semnificații pentru niște moldoveni care vedeau pentru prima dată locurile cu pricina. Folosind vorbe de ale ținutului, pot spune că am găsit cu ușurință destul de bun cortel. Două chiline sunt îndestulătoare. De culină n-avem lipsă. Liniște ca într-o mănăstioară. Nici curiozitate, nici murdărie, nici chițoran. Chițoranii sunt guzgane. Aproape de uliță, n-are nevoie omul să se cuie, tocmai la al doilea rând. Vipt am găsit la ospătărie fără să ne spesăm prea mult. Ne-am deprins cu paradaisele umplute și cu clătitele cu zămăchișă. Numai borșul nu prea-mi place pentru că îi zice chisăliță. Dimineața ne punem uneori la cale cu câte un dărâm de pită cu clisă și trebuie să se știe că slănina e minunată prin partea locului. Multe plese nu mâncăm, fiind ne lapum și eu și Anastasie. Nici desupăm glaje de bere, nici deșertăm cante de vin. Mai bine ieșim în plimbare afară din târg și bem în pumn apă rece dintr-un țărău care izvorăște de sub munte. La întoarcere facem copas în avlia unei biserici, unde cresc mure și prune brumării și privim la un ariete cu coarnele răsăcite care paște iarbă grasă în umbra pomilor. În Transilvania era acel uz al vorbelor desprinse din latină, tocmai pentru a atesta latinismul limbii române. Arietele este berbecele, sau berbecul, cum vreți să-i spuneți, iar avlia era un fel de livadă. Spuneam deci că vorbim despre umor și înțelepciune care sunt asociate în opera sadoveniană, aș vrea să mai punctez faptul că în dimensiunea sa cu adevărat sapiențială o putem înrecepta în majoritatea textelor sadoveniene. E suficient să vă amintiți de atitudinea personajului Părintele Amfilohie sau despre atitudinea chiar a personajului Ștefan cel Mare din Frații Șter, ca să trimit la o operă de receptare, să spunem, și didactică, școlară, pentru mai tinerii noștri participanți de aici. În Frații Șter, vă reamintesc că este o chestiune pe care numai umorul sadovenian o putea trata în acest fel. Când este adus Ionuț ca al nu știu câtelea fiu în marea gospodărie a lui Păr Negru de la Timiș, adică de la Timișești, își punea să Elisabeta face un lucru foarte interesant. Naratorul are o complicitate lingvistică unică. Zice, își numără pe degete nașterile știute și neștiute. Și nu ieșea ca acel prunc adus la ea în gospodărie ar fi al ei. Era mai degrabă, zice, ca un ou pe care cucu îl lasă în cuipuri străine. E, aici, dacă vezi, toată înțelegerea tipului de comic, care la sadoveanu însă nu face parte din acel gen de comic pe care îl știm de la Caragiale și nici din acela pe care Bergson îl definea atât de interesant, du mecanic plachesiur du vivant, ci și nici în ceea ce spunea Arghezi, una fumăm și alta vorbim, și nici din ceea ce spunea Anton Pan, dacă nema puterința, ce mai chichirez gâlceava. La sadoveanu sunt multe altele. E mult comentariu, e mult interludiu liric, care pe unii s-ar putea să-i obosească. E un fel de anecdotică, dar o anecdotică subtil prelucrată, cum se vede multe din textele sale, inclusiv din acelea din fantazii răsăritene, dar nu doar de acolo. Sadoveanu a avut o predilecție pentru a prelua și a adapta texte din înțelepciunea orientală, și din Halima, adică din 1001 de nopți, și din alte surse, cum ar fi acelea povestirile celor șapte înțelepți care au circulat în Europa sub diferite lesețaje, cea mai cunoscută, sub denumite denumiri, dar la sadoveanu cred că se cheamă unic. Se cheamă Divanul Persian sau, mai jos, Mișelia Muierii. Mișelia Muierii și găsește el și o explicație pentru titlul respectiv, că așa ar fi găsit-o el la un erou monah, Chezare, care a adunat povestea respectivă și a tipărit-o pe banii săi în anul 1780, undeva departe. În fine, e o invenție scriitoricească. Dar vorbind despre înțelepciune și despre umor, mi-am propus, pentru a face mai lejeră această prezentare, să vă fac câteva trimiteri directe. De exemplu, într-o operă foarte cunoscută, care se cheamă Aventurile Șahului, este, printre altele, narată acea faimoasă călătorie
care se face din vestul Europei către lumea Orientului, adică de la Charlemagne, de la Carol cel Mare, taman la curtea lui Harun al-Rashid. A fost istoria atât de interesantă că au domnit cam în aceeași perioadă două figuri emblematice ale lumii. Carol cel Mare în Occident și Harun al-Rashid în partea cealaltă a lumii. Și unul și celălalt auziseră de gloria celuilalt și au vrut să știe cât de mare este. Carol cel Mare a trimis o sorie. Cavaleri împlătoșați, plini de fer de sus până jos, care ajung la un moment dat într-o cetate ca într-o mie și una de nopți. Adică, cu fântâni, cu apă, cu grădini minunate, cu lume veselă, cu minte, ascultând povești, îmbrăcați sprinten, ei împlătoșați, sunt duși, după obicei oriental, mai întâi în baia care trebuia să-i primească pe călători, ei văzând aburii care erau peste tot, mai cu seamă văzând că li se dă, se cere să dea jos de pe ei tot ce aveau pentru a putea intra în baie, cred că sunt victima unui complot. Și automat încearcă să scoată paloșul și să se apere. În cele din urmă sunt lămuriți că așa este protocolul. A doua zi sunt primiți într-o grădină frumoasă de însuși Harun al-Rashid. Discută probleme diplomatice și la un moment dat cel mai puternic baron hotărăște să-i arăte lui Harun al-Rashid ce fel de cavaler are Carol cel Mare. Și spune, putere ca la noi nu există nicăieri. Uite, de exemplu, eu cu acest paloș greu pot, dintr-o singură lovitură, să tai trunchiul acestui copac care se înalță maestos lângă havuzul cu apă. Harun se uită și spune, te cred pe cuvânt. Zice, nu e cazul să-l tai, este un curmal. Acest curmal a fost sădit de tătânul meu când era copil. Cu siguranță că mi-aduce aminte de el cât timp voi trăi eu și cât vor trăi și copiii mei după mine. Așa că te rog eu frumos, nu-l tăia. Păi atunci trebuie să fac altceva ca să te conving, zice cavalerul. Uite, aici lângă havuz este o piatră mare, grea. Ah, pe aceea poți să o tai dacă vrei. Pietre mai găsim. Și cu o singură lovitură de paloș, cavalerul despică în două piatra aceea uriașă. Harun se minunează, spune grozavă, puterea ai. Împăratul tău trebuie să fie mândru că are asemenea oșteri. Eu ce să-ți arăt? Noi nu avem așa ceva. Dar totuși, și-l cheamă pe cel mai mic fecior al său, pe care îl chema Alamin. Acesta vine subțiratic, feciorelnic, cu o săbiuță ușoară, care în spațiul românesc a pătruns sub numele de pală. Deci cu o pală, cu o săbiuță ușoară, acel tinerel este rugat de tatăl său să arate și el ceva. Un slujitor îi aduce o pană lungă, un puf mai degrabă lung de struț, îl aruncă în aer și adolescentul, cu o singură lovitură de sabie, o despică în două. Cavalerii s-au minunat și au spus, s-ar putea să fie mai puternic acest fecior decât noi. Dar nu mult timp după aceasta se aude un strigăt. Un slujitor era dus să-i se taie capul. Feciorul de împărat îi spune, de calif, feciorul lui Harun îi spune, tată, dă-mi viața acestui slujitor. Ce dau, dar de ce? Jucam șah dimineață cu maestrul meu. Și în jocul meu de șac eram pe punctul de a lua bătaie. Acest slujitor care o să-i se taie capul acum, trecând pe lângă mine și aruncând o privire pe tabla de șac, a spus, încă mai pot scăpa. Cum? Am întrebat eu repede, ca să-l pot învinge pe maestru. Zice, fă acum săritura calului din stânga în dreapta. Și când am mutat calul, așa cum a spus slujitorul, toată ființarea de pe tabla de șac s-a schimbat. Am descoperit că aveam șanse să-l bat pe maestru și în trei mutări am dat mat. Dă-mi-l, te rog, pe acest slujitor mie. Eu ți-l dau, spune Harun, dar trebuie să aflăm ce a făcut. Îl cheamă pe slujitor care era pregătit de decapitare, îi întreabă pe oșteni ce a făcut de ce i-a tăiat capul, nu știm. Așa s-a hotărât. Îi cheamă pe judecător, de ce i-a tăiat capul? A greșit, a fugit în împărăție într-o noapte. Și nu l-ați întrebat de ce a fugit? Nu. Întrebați-l acum. L-au întrebat și slujitorul a spus, am aflat că mama mea este pe moarte și am vrut să o văd înainte de a muri. Ți-l dau ție, pentru totdeauna pe acest slujitor, a spus Harun, iar voi trebuie să știți două reguli de aici. Una, că în jocul de șah, cea mai importantă piesă care poate schimba regula jocului este săritura calului, deci calul, și a doua, că niciun judecător să nu mai condamne fără să afle exact și părerea celui împricinat.
baronii, cavalerii orientale, au rămas mirați. Cine este acel cuvânt șah? Cine este matul? Au explicat multe cei de la curtea lui Harun al-Rashid și la plecare i-au dăruit lui Carol un minunat joc de șah și un ceas. Era primul ceas care ajungea în Europa. Aceste lucruri au ajuns la curtea lui Carol cel Mare și cu siguranță lucrurile s-au schimbat, pentru că naratorul sadovenian, într-o carte deosebit de frumoasă, care o egalează uneori pe aceea care se cheamă Divanul Persian, cartea se cheamă Soarele în baltă sau Aventurile șahului. E o carte care este scrisă după alipirea Basarabiei, prima alipire a Basarabiei de România, în care Sadoveanu a făcut niște drumuri prin Basarabia și a scris mai multe cărți despre Basarabia, dar aceasta, în afară de peregrinarea sa pe drumuri basarabene, este și o inteligentă și foarte specială compilație de istorisiri despre șah. Și undeva spune așa, dacă îmi permiteți să citesc. După ce spune mai întâi povestea pe care o știți cu toții și nu vă spun, despre acel brahman Sisa care i-a adus unui împărat care se plictisea grozav jocul de șah și cere în final ca răsplată, deși el nu voia nicio răsplată, acea așezare a boabelor de grâu, 1 pe o boabă, prima căsuță, 2 pe a doua și pe aceea exponențial, adică în progresie geometrică. Pe a treia, 2 la a doua, pe a patra, 4 la a doua, pe următoarea 16 la a doua, deja suntem la 196 și pe aceea mulțiți dumneavoastră până la 64 și s-au speriat sfetnicii împărătești pentru că a ieșit o cifră cu foarte multe număr cu zeci de cifre care când l-au împărțit pentru că au socotit câte boabe de grâu sunt într-o baniță și au ajuns la concluzia că este producția de grâu pe 1000 de ani a întregului glob pământesc. Era imposibil. Dar naratorul pe care îl delegă Sadoveanu și, de fapt, în mintea lui Sadoveanu, care a fost președintele Asociației de Șah Românești și el însuși un mare șahist care juca șah în fața hotelului Traian din Iași și uneori făcea simultane la care s-a adunat mai multă lume decât la o manifestație de astăzi. Pionul umil care înaintează pe tablă și ajunge în casa 8-a, devenind mare dregător, arată dreptul valorii personale, într-un timp când nobleța afirma alte argumente. Un asemenea pion pune întotdeauna într-o situație tragică pe un rege de șah spre a dovedi regelui lumii că trebuie să-și plece fruntea în fața unei mari personalități. Dar faptul că doi jucători stau de o parte și alta a tablei cu mijloace materiale egale nu înseamnă oare egalitate în fața celor pământești? Mai mult, nu înseamnă oare neegalitate în ceea ce privește cele spirituale? Doi jucători se cuvine după legea șahului să stea cu blândețe și cu îngăduință unul în fața altuia, să nu arate nerăbdare, să nu rostească vorbe nepotrivite, să nu se supere. Stăpânește-ți deci pornirile violente, ne poruncește Sisa, adică acel brahman care a înființat jocul. Când ai făcut o mișcare la șah, nu se cuvine să o retragi și să faci alta. Gândește întâi bine la ce ai de făcut și după aceea mișcă pionul sau poruncește calului să sară. Deci întâi cugetare și pe urmă hotărâre și statornicie. Calul de șah are sărituri capricioase. Nu te poți aștepta la altceva de la un animal. Îți șoptește bătrânul înțelept. Sfetnicului de lângă părechea regală, unii zic nebun, alții zic episcop. Bishop, da. Într-adevăr, nebunul are viclenii și priviri pezișe, iar clericii dau lovituri ascunse. Numai împăratului se cuvine să se folosească de ele. Oamenilor de rând le sunt întotdeauna vătămătoare. Turnul de șah, care exprimă forța, merge drept și dă lovituri teribile, dar e cel mai depărtat de măria sa, căci împăratul nu trebuie să folosească forța decât atunci când a istovit celelalte mijloace. Pionii stau înainte. Ei sunt prostimea, împinsă întotdeauna la sacrificiu. Iar regele se mișcă puțin și regina se mișcă foarte mult. Acestea sunt câteva dintre comentariile din cartea cu pricina. Spuneam că la întâmplare am să vă mai trec, dacă îmi dați voi câteva minute, prin unele texte în care umorul se asociază cu înțelepciunea. De exemplu, o poveste preluată tot din O minșună de nopți, care se cheamă Frumoasa frumoaselor și Credincioasa credincioaselor. În 1001 de nopți este vorba despre un nepot al lui Sindbad Marinarul. Sadoveanu adaptează povestea, cum a făcut cu multe altele, și rezultă ceva de genul acesta. Că un marinar care a naufragiat pe o insulă și stă multă vreme în așteptare, vede la un moment dat cum se ridică valurile mării și un duh uriaș, un gin, iese din fundul mării, purtând în brațe cu mare dragoste o cutie lungă. Ajunge pe țărm, adică pe plajă, marinarul stătea ascuns după tufe. Deschide cutia și din cutie
Se ridică o tânără foarte frumoasă, blondă, cu ochi albaștri, cu un trup ca de hurie, pe care uriașul descântă, o dezmeartă, iar ea îi cântă un cântec cu totul deosebit și la lintă la rândul ei. Uriașul adorme. După ce uriașul adorme, frumoasa frumoaselor și credincioasa credincioaselor, cum o numise stăpânul ei, se uită înspre tufișul și face un semn marinarului să apropie. Marinarul se apropie, cam temător, dar ea îi spune, nu te teme, pentru că el va dormi fix 3 ore. Dacă vrei să te bucuri de ceva în aceste 3 ore, trebuie să ai 2 bănuți de aur. El se uită la ea, la cât avea o salvă întreagă, plină cu bănuți de aur. Zice, întâmplarea face că am și eu 2 bănuți de aur în buzunar. Ei, atunci putem să ne înțelegem. Ia cei 2 bănuți de aur, îi adaugă la salvă și după aceea timpul a trecut foarte dulce și foarte repede. După ce a trecut orele, marinarul se ascunde înapoi în tufișuri, uriașul se uită la frumoasa frumoaselor și credincioasa credincioaselor și spune, cum ți-ai petrecut timpul cât eu am dormit? Ca de obicei, spune ea, m-am plimbat pe plajă. Și zice, și văd, te-am găsit 2 bănuți de aur. Da, eu nu sunt doar frumoasa frumoaselor și credincioasa credincioaselor. Eu sunt și norocoasa norocoaselor. De aici încolo începe interpretarea, comentariul. În poveștile de la Bradul Strâmb, foarte multe dintre textele sadovenene au adunare de povestiri cu ramă, da? Deci puse într-un anumit cadru. Aici sunt mai multe care îmbină înțelepciunea orientală cu aceea occidentală. Sunt povestiri a căror acțiune se petrece inclusiv în spațiu catolic, la Praga. Foarte interesante povestiri cu substrat religios, să spunem. Dar cea pe care v-am ales-o eu se cheamă Fântâna Tinereții. Fântâna Tinereții narează despre 2 bătrâni, atât de bătrâni încât așteptau să moară. Într-un vârf de munte, într-o colibă, un bătrân și o bătrână, plictisiți atât de tare unul de altul, că nici nu mai vorbeau toată ziua. Ca să scape de această singurătate, bătrânul într-o zi pleacă în pădure după vreascuri, obosit la o bucată de vreme, mănâncă din puțina merinde care o avea și bea apă dintr-un izvor pe care nu-l mai văzuse niciodată. După ce bea apă, fără să vrea, își dă seama că din apa izvorului îl privește un chip străin. Cu părul negru, cu nas puternic, cu buze bine dezvoltate, cu o privire energică, el se întoarce speriat să vadă cine e lângă el. Nu era nimeni. Se mai uită odată în oglinda apei și într-un târziu își dă seama că era chiar el, așa cum arăta, o jumătate de veac în urmă, când era flăcău într-un sat sub munte. Își dă seama despre marea minune care se ascunde în acea apă, lasă legătura de vreascuri și, hotărât, pași foarte sprinte, pornește către bordeiul său. Bătrâna nu vrea să-i dă drumul, spunând, măi băiete, vezi-ți de treburile tale, că iau un moș în pădure, acum trebuie să vină moșul. Iar el îi spune, o fliță marandă, cum ai putut tu să uiți de atâta vreme când te-am luat eu? Dându-și seama că este bărbatul ei, femeia, într-o dată își amintește că e soția lui încă, bate din picior și spune, acum să-mi spui și nu mai târziu, unde și cum ai făcut? Ca să fac și eu, doar n-ai vrea ca tu să rămâi atât de bărbat, de tânăr și frumos și să fie o babă netrebnică. El îi spune, dar o mai sfătuiește, lasă că mergem amândoi, mâine. Nu, acum vreau să mă duc, că nu mai pot răbda. Și o așteaptă și o așteaptă și nu se mai ducea. Gândindu-se să nu fi mâncat vreo jibină, pornește să o caute, caută, lângă izvor nu era nicio făptură în toată puterea ființii, dar într-un loc, împleticindu-se și încurcată în rochia vetea a bătrânii, vede un copil de țâță. Se uită la el și dintr-o dată se gândește, o, fleliță, lacomă ai fost de când te știu eu, de când te-am luat. Ai băgut mai multă apă decât trebuia și uite ce ai ajuns. Oftează din rărunchi, o ia, o culege, o duce acasă, prinde o capră pe care o pune pe post de doică, crește copilul de țâță, copilul de țâță se face copilaș mai mare, zburdă prin jurul colibii, crește și mai mare și se face odată o cotană cu părul pe spate, cu alte accesorii interesante. Și într-o bună zi, fără să-i spună celui care o crescuse, și care între timpul începea să împătrânească înapoi, coboară în satul de devale unde era voră și nu s-a mai întors. Asta este Fântâna Tinereții. Aș putea multe de spus, ar putea fi spuse opera care, probabil, are cel mai mult comentariu
bazat pe umorul desprins din înțelepciune și înțelepciunea desprinsă din umor, în care este vorba despre cea mai detaliată confruntare pe teme multiple. Sunt teme de gastronomie, de oenologie, deci de consumarea și gustarea vinului, pe teme de religie, pe teme de etnografie, deci tot ce privește îmbrăcămintea și cultura unui gospodării, pe teme de lingvistică chiar și de semantică, pentru că personajul la care mă refer, acel faimos abate francez Paul de Marin din Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă, dorește să afle foarte multe, dar nu reușește să facă o retroversiune corectă. Adică să echivaleze codul lingvistic moldovenesc sau român, cum ar trebui să-i spunem, cu acela apusean francez. Și se dă bătut la un moment dat, mai cu seamă când vede că omologul său din satul cu pricina, e vorba de satul Costește, lângă Târgu Frumos, Popa Nicoară, care era un fel de haiduc mai mult decât popă, nu știa nicio limbă, cum ar fi trebuit străină, cum ar fi putut să știe un slujitor al bisericii, în schimb știa să bea vârtos și să cânte mai cu seamă în stihuri barbare din care betul francez nu pricepea nimica. Dar înspre dimineață, declarându-se răpus și de puterea vinului de cotnar, care străgea chiar din acela de pe vremuri adus de Topeltin, de la crama Măriei sale Ștefan cel Vodă, declarându-se răpus și de faimoasele plăcinte făcute de soția gazdei și de faimosul pui în țiglă și de sarmalele împrumutate de la frații turci și de celelalte bucate pe care le asumase abatele francez, mai apucă să mai afle de la Părintele Nicoară, prin traducerea personajului cât de cât cult de acolo, e vorba de prințul Alecu Ruset, care îi traduce totul lui Paul de Marin, că a doua sau a treia zi când va ajunge la Iași abatele francez, să facă bine, să se oprească la domnia sa Kyrie Kyrdositei, adică Dosoftei. Acesta zice cu umor Părintele Nicoară, zice, știe 12 limbi și le înșiră pe toate. Începe cu francește, cu elinește, cu arăbește, cu rusește, le spune pe toate ca să fie 12 și zice, și să se bată cu el în cuvinte ca în sârbii. Eu personal, nu știu dacă am știut mai mult sau mai puțin ca alții, dar nu am întâlnit această imagine. Să se bată în cuvinte ca în sârbii și apoi zice, vom vedea care pe care. Dar în ironia lui Nicoară se simte clar că el știe deja cine e învingătorul. Adică abatele francez poate să se ducă doar ca să fie învins. Tot despre un preot, sunt mulți preoți în operele sadoveniene, dar tot despre un preot care este reluat în Nicoară Potcoapă din romanul de tinerețe Șoimi și pe lângă fantazii răsăritene, Nicoară Potcoapă, cum a spus și domnul Bleotu mai înainte, este opera care repară greșelile finale ale lui Sadoveanu. Adică sunt două capodopere scrise la bătrânețe, fantazii răsăritene, în care se apă și bucata intitulată Roxelana, foarte frumoasă, despre acea ultimă soție a unui mare sultan, în fine, o poveste cu succesiunea la tron în Turcia și cu o frumoasă venețiancă care era acea Roxelana. Dar în Nicoară Potcoapă, roman scris la jumătate de veac după Șoimi din 1904, sunt nu doar reluate, pentru că nu e o reluare de senectute, este o întreagă distilare stilistică și mai cu seamă sapiențială. Dar un personaj cu totul pitoresc acolo este un preot de la Davideni. Acel preot la Davideni are multe calități. Îi place de asemenea vinul roșu, îi plac femeile văduve, special o căpitaneasă pe numele ei Marga, care era iubită și de un alt personaj, anume Alexie Boduros. Dar mai cu seamă acest părinte știa să slujească foarte interesant în părinte, în biserică, mă iertați. Neștiind să citească, și majoritatea preoților din Evul Mediu de la noi chiar nu știau să citească, învățau slujba pe de rost. Având darul glasului, știa să cânte atât de frumos încât poporul era mulțumit cum cânta preotul în biserică. Dar odată pe an, îl chema pe un călugăr de la Mănăstirea Neamț să spună predica legată de hramul bisericii, deci ziua Sfântului respectiv, care patrona biserica cu pricina. În fiecare an călugărul venea, lumea era mulțumită și treburile mergeau înainte. Într-un an călugărul n-a putut să vină fiind bolnav. Când s-a terminat slujba, preotul nostru vede că lumea nu pleacă din biserică. Și își dă seama că lumea mai aștepta ceva, aștepta predica, aștepta povestea cu pricina. Se uită la oameni și spune, măi oameni buni, ia să-mi spuneți mie, care a fost anul trecut la slujbă? Și cam jumătate din biserică fuseți și anul trecut. Exact de ce n-ați spus. Uitați și vă spun eu, din câte am aflat eu, când m-ar fi înștiințat de la Sfânta Mitropolie, de anul trecut și până anul acesta, zice, Sfântul acela n-a mai făcut nicio minune.
Drept care eu îi rog pe cei care au fost anul trecut să spună și celorlalți care nu au fost ce se întâmplă cu acest sfânt. Am să închei cu o ultimă chestiune, ca să nu vă țin prea mult. E dintr-o povestire plasată ca acțiune în Fălticeni. În povestirea aceea se spune cum un evreu vine într-o zi de vineri seara în târgul cu Pricina, orășelul în care nu s-a întâmplat nimic, unii spun că ar fi Pașcani. Acum nici în Pașcani, nici în Fălticeni prea multe lucruri nu se petreceau, așa că pot fi amândouă, în mod egal. Fălticeniu, că erau alea cum mai răsări ca Pașcani pe vremea aceea. Spre seara vine evreul cu Pricina, om de afaceri și cu mare taină trece la familiile mai importante din urbe, cărora le spune că sâmbătă va veni cu o trăsură un maltez, un om din Malta, foarte spiritualizat, foarte frumos, foarte puternic, căruia Dumnezeu i-a dat un mare talent. Care talent? Întreabă fiecare. Zice, are talentul de a via morții. Păi de mine, zice-o șcuneasă. Adică să mi se scoale mie toți cei patru bărbați care am avut până acum și pe care cu bună credință i-am moștenit, adică am luat parafierna și eu acum trăiesc bine și eu să-i dau la fiecare. Nu, aia asta nu se poate. Așa are sfinț, zice evreu zâmbind subțire. Se duce la dumnealui marele postelnic, Ambrozie. El zice, nici mie nu-mi convine socoteala asta. Păi dacă vine el, eu până acum am avut și nici neveste. Toate au avut câte o sfoară de moșie. Eu, pe bună credință, le-am moștenit. Și acum sunt cu așa nevastă care îmi place, că mai tinerică și mai bună. Și cum aș putea eu să împart tot și apă și alicici care sfoale și cu cele mormânt acolo? N-am și face. Maltezul cu porunca asta de la Dumnezeu vine în târgul nostru. Când vine? Sâmbătă la prânz. Vine pe la miezul nopții, s-au strâns toate familiile importante din Fălticeni. Întâi au jucat stos, după aceea au băut vișinapuri, după ce au băut vișinapuri, iar au jucat stos și după aceea au pus fiecare câte o pungă de bani într-o traistă mai mare și au spus evreului, ai asta traistă, tu să-i o dai negustorului și să-i spui, să se ducă pe la Suceava, pe la Botoșani, pe la Iași, acolo sunt oameni mult mai bogați și mai numeroși ca la noi și n-au decât ei să-și învie morții unul câte unul, dar pe a noștri să-i stăie, lasă acolo în cimitir, că stau bine. A venit la amiază maltezul, într-adevăr un bărbat frumos, enigmatic. Evreul s-a dus și așa cocoit ceva cu el în trăsură. Maltezul s-a făcut întâi că nu-i de acord, după aceea într-o ziua a zis, dacă mă rogi, n-am încotro. A primit cu mare suficiență traista și dus a fost. Asta este povestea despre învierea morților și s-ar putea spune foarte multe, dar tot Sadoveanu spune un lucru foarte interesant și cu asta închei. Și Sadoveanu o spune urmând o înțelepciune antică. Pentru că ceea ce a spus Sadoveanu, un dulce grai român moldav, o spusese și Horațiu și mulți alții. Este aceea că atâta vreme cât cineva vorbește de tine, cu siguranță nu ai murit. Vă mulțumesc! Mulțumim lui Constantin Dram pentru frumoasa poveste extrasă, de fapt, din Sadoveanu. Amintesc o povestioară atribuită părintelui Bejan, Dimitrie Bejan, care a fost celebru, Dimitrie Bejan, care a fost preot și la Ghindăoane o vreme și, la un moment dat, lumea nu prea venea la biserică. Și insista în fiecare duminică să-i aducă la biserică pe oameni, oamenii veneau doar femeile, ale mai bătrâne și așa mai departe, biserica era goală. Într-o zi a anunțat că duminică după amiaza, toată lumea vine la biserică, va veni biserică și dracul. Va veni dracul la biserică și o să le arate, toată lumea a venit buluc să vadă pe dracul. Deci eu vi-l arăt pe Dumnezeu în fiecare duminică și nu veniți, zice, să vedeți pe dracul, da, zice, veniți. Ei, din momentul ăsta, zice, care nu vine, o să le ia respectiv. Asta i-a trebuită părintele Bejan. Deci, ideea că spiritul hâtru este propriu, nu numai spațiului moldovenesc, ci spațiului românesc. Mai avem un moment în programul nostru. Aici îl rog pe dr. Adrian Geromila să ne vorbească despre această contribuție a lui Constantin Cristian Bleotu la sondarea Universului lui Sadoveanu. E vorba de această carte despre care am vorbit. Vedem că povestirile lui Sadoveanu sunt frumoase și că sunt repovestite. Și cum le zici, mata bobocule mai rar. Constantin Dram e un mare povestitor, o știu și din alte ocazii. Așa încât e o ocazie să-l ascult numai pe Sadoveanu, ci și pe Dram repovestindu-l pe Sadoveanu, ceea ce nu-i de aici de acolo.
E foarte greu să scrii o asemenea carte despre un clasic, despre care există rafturi întregi de comentarii, te-ai putea întreba ce ar fi nou. Cristian Pleutu propune niște trasee de revizitare a lui Sadoveanu, citindu-i toată proza și încercând să categorizeze tipurile umane din literatura lui Sadoveanu. Și au ieșit vreo 58 de categorii. Sunt 58 de tipuri umane, înțeleptul, îndrăgostitul, revoltatul, ratatul și așa mai departe, justițiarul. Fiecare categorie are câteva propuneri de personaje și dintre propunerile de personaje, Cristian Bleutu selectează unul despre care vorbește în fiecare capitol. Sunt multe chestiuni teoretice discutate aici, nu vreau acum să mai intru în amănunte, spun doar atât. El încearcă să răspundă și la întrebarea care ar fi criteriul de departajare între un personaj și altul, de ce să aleg pe unul și nu pe celălalt. Și Cristian Bleutu propune așa numitul accent de intensitate. E vorba despre principala calitate a unui tip uman dintr-o anumită categorie pe care o ilustrează. De pildă, dacă am alege Vitoria Lipan, în opinia lui, accentul nu cade pe o păstrătoare a tradițiilor, ci pe o căutătoare a adevărului și o, eu știu, pe cea care încearcă să restabilească dreptatea. Așadar, avem o hartă, zic eu, întreagă a umanității din proza lui Sadoveanu, un adevărat dicționar de personaje sadovenian, cum până acum n-am mai citit în altă parte, și cred că e o carte peste care nu s-ar putea trece atunci când se vorbește de Sadoveanu. Un singur lucru mai spun, nu o să întâlnim în această carte fragmente din Mitrea Popor sau din Glonț de Fier, pentru că Cristian Bleutu, tot în încercarea aceasta gentilă de a nu leza imaginea unui scriitor care s-a compromis ca om, a încercat să nu aborteze proza sadoveniană de după 1944. Deci e vorba despre ceea ce a scris Sadoveanu până în 44, când a început epoca marilor compromisuri. O carte consistentă, o harta umanității sadoveniane și un dicționar de personaje. Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb pe domnul Bleutu, de unde pornirea spre Sadoveanu și cât de greu este să-l abordezi astăzi din perspectiva mileniului 3 pe Sadoveanu, un scriitor care vine din mileniul 2. Mulțumesc de întrebare. Chiar astăzi, scuzați-mă, un meu prieten, Angelo Mila, m-a invitat la o clasă de a lui, e vorba de clasa 10M, de la Liceul de Arte, și am avut bucuria să dialoghez acolo cu elevii, niște elevi frumoși, inteligenți, și eu am făcut și această mărturisire, o repet pentru că îmi face plăcere, dar e nevoie de un preambul. Anume, la Sadoveanu Mare, cel important, ajunge mai târziu. Nu prea devreme, putem ajunge la Sadoveanu cum au ajuns atâtea generații, cu Dumbrava minunată, cu Făt frumos Mazărean, cu niște povestiri la locul lor, în funcție de vârstă, în funcție de cât s-a copt osul minții noastre, cât s-a format gustul receptării estetice, pentru că dacă îi pui aventurile eșacului, soarele în baltă sau aventurile eșacului la momentul nepotrivit, deși copilul tău joacă eșac, nu o să înțeleagă, lasă-mă în pace, cum? De asemenea, și le spuneam copiilor, nu e niciun fel de nenorocire dacă nu vă place Baltagul. Nu e absolut niciun fel de nenorocire. Dați cartea asta deoparte și mergeți la altele. Dacă vă plac bancurile, poantele, le-am ilustrat, iată cum ați făcut-o și dumneavoastră, domnule Dram, cărți pline de umor al lui Sadoveanu. De asemenea, dacă sunteți îndrăgostiți, citiți atâtea cărți cu povești frumoase de dragoste. Tocmai în sensul acesta eu am identificat 58 de tipuri umane diferite, pentru că sunt, iată, câtă bogăție umană total diferită. Deci pentru fiecare
cititor există una sau mult mai multe creații cu care Sadoveanu ne răsplătește. La Sadoveanu eu am ajuns în două moduri. Primul, obligatoriu, prin manual, iar cel de-al doilea, când am fost student și când îl aveam la curs pe domnul profesor Nicolae Manulescu, iar la seminar pe Mircea Cărtărescu. Și Mircea Cărtărescu la un seminar, când a venit rândul lui Sadoveanu, mă pregăti să vă dați seama din program pentru Sadoveanu ca să iau la facultate. Și studiase tot ceea ce se studiase, nu se studiază, citise în critică literară, nimic de zis. În momentul când a venit Mircea Cărtărescu și a vorbit despre ochi de urs, am rămas interzis. Pentru că mi s-a părut un univers despre care habar n-aveam, plin de fantastic, plin de suspans, o lume și bine construită, teoretic construită, capul meu prinsese gustul pentru teorie, pentru structuri narrative. Și m-am dus să citesc ca să-l verific pe Mircea Cărtărescu cu afirmațiile lui. Și nu numai că s-au dovedit juste, pertinente, interesante, dar m-a stimulat, iată, să merg mai departe, să caut mai departe altceva. Și încet, 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 încet a venit apoi domnul profesor Nicolae Manulescu, care nu s-a lăsat parcă nici dânsul mai prejos, și ne-a prezentat Cranga de Aur, pe care nu o citise, pentru că nu era... Și uite, așa, prin dascălei mei, cărora le sunt recunoscător, am ajuns la Sadoveanu, la vârsta potrivită, când și eu puteam să înțeleg toate subtilitățile și problemele de umor și de înțelepciune, literatura lui sapiențială, care este minunată, gnomică, de asemenea, universul acesta antropologic extraordinar, gustului, comparațiile lui, gândiți-vă că v-am văzut bine, foarte bine pregătit, gândiți-vă ce carte înseamnă Olanda, ce probleme pune aici în Olanda, Sadoveanu, extraordinar. Și strategia lui, cum s-a dus la început, cum a ajuns în Olanda, trebuia să ajung la noi să văd asta, ca să pot să fac comparația cu ce înseamnă, pe de-o parte, lumea arhaică a noastră, moldovenească, și lumea occidentală. Și se duce în Olanda și rămâne stupefiat cât de multă civilizație, unde a pătruns, cât de lustruite sunt toate alămurile. Cum se duce vaca în Cireada, într-un țar, luna asta stă aici, luna viitoare se duce în celălalt țar. Cum se murge. Totul era mecanizat. Tot, vede tot. Cum se câștigă banii, cum fac evrei banii în Olanda, cum fac negustorii bani, cum tot pătrunde în toate straturile. Și când se întoarce apoi, spune, le-am văzut pe toate, iar mir, dar sufletul meu, vorbește de sufletul meu, e mult mai împăcat și se simte mult mai bine aici. Aici erau rădăcinile lui, îl înțelege pentru că așa era el construit, așa este opera lui, are un epos de aici, de-al nostru, o recunoaștem și de dincolo, pentru că el la un moment dat, cum spune și Nicolae Manulescu, că pornește dinspre carte către utopiile acestea literare, pentru că asta este literatura, cele din urmă, este și construct, nu numai poveste autobiografică, cum înțeleg unii prozatori de astăzi, nu-i așa, domnule? Grandule, domnilor, aici de față. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Milotu. Fac o remarcă, dânsul vine dinspre Drăgășani Vâlcea, preocupat de Sadoveanu. Așa cum un alt oltean, Ioan Peci, a scris o carte formidabilă despre Creangă, este ultima mare contribuție, de fapt, la cunoașterea lui Creangă, Falusiada. E citirea lui Creangă în cheie freudiană. Ion Peci, care a murit între timp, dar e o contribuție de excepție. Găsiți cartea în bibliotecă. Mulțumesc lui Constantin Dram, lui Constantin Bleotu, lui Adrian Geromila. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență.